Primăria Mizil a reușit să câștige două proiecte europene extrem de importante pentru oraș, având în vedere că vizează spitalul și liceul teoretic Grigore Tocilescu. Primarul Silviu Negraru ne spune că au fost primele două proiecte depuse și că valoarea acestora este de peste 2 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru eficientizarea termică a celor două instituții, care înseamnă la final condiții mai bune pentru bolnavi și pentru elevi și costuri mai mici pentru căldura. Spitalul înseamnă, ca și lucrări, costuri mai mici pentru căldură, pentru energie electrică și condiții mai bune. Și un aspect altceva decât ceea ce este în momentul ăsta. Lucruri necesare. Eficiență energetică înseamnă lucrări la tâmplărie, la partea de izolare termică, la acoperiș, la instalațiile electrice, dotări cu centrale, cu pompe de căldură. Asta înseamnă și faptul că nu mai poluăm, reducem cantitatea de dioxid de carbon pe care o emitem și faptul că vor fi condiții speciale. Probabil că pentru ambele locații înseamnă o perioadă mai grea puțin, dar s-au găsit soluții și să merită sacrificiul. Pe lângă banii europeni, primăria Mizil va aloca din bugetul propriu 500.000 de lei pentru lucrările de consolidare a unei clădiri din liceul teoretic Grigore Tocilescu. Pe perioada lucrărilor, cel mai probabil din toamna anului viitor, elevii a 4 clase ale unității de învățământ vor avea cursuri după amiaza.